Astăzi vin în fața voastră cu trei parfumuri, un trio formidabil, aș putea spune. Un trio de parfumuri de lux prin excelență. Parfumuri care se apropie de ideea de obiect de artă, aș putea spune, și din punct de vedere al ambalajului, dar mai ales din punct de vedere al conținutului. Parfumuri foarte dorite, parfumuri foarte apreciate în tot ce înseamnă comunitatea iubitorilor de parfum. Și într-adevăr parfumuri cu un cost mare, adică parfumuri pe care să zicem că nu le cumpărăm așa simplu, un fel de cumpărătură ce se compară cu gestul de a-ți cumpăra o bijuterie prețioasă. Deci cam așa aș încadra aceste trei parfumuri. Și o să le iau pe rând, nu vreau să stau aici foarte mult, după cum vedeți, minunata a mea alergie la ambrozie, de fapt ambrozia mă oprește să mă bucur de toate parfumurile minunate pe care le am în colecția mea și în lucrurile pe care le-am primit cu împrumut, pentru că, apropo, toate cele trei parfumuri pe care o să vi le arăt astăzi nu fac parte din colecția mea, mi-au fost date cu împrumut de un alt pasionat de parfumuri, și anume Florin, pe care îl găsiți pe Instagram, scent.ro, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru încredere și pentru faptul că m-a lăsat să mă bucur de aceste minunății mai mult de o lună, astfel încât am putut să-mi fac o părere. Bine, pe toate le știam câte puțin, așa, bine, pe una dintre mărci, o să vedeți, nu am avut ocazia să o miros nicăieri, dar Clive Christian și Roja Dov am avut ocazia să le miros în parfumerii în România, însă o să vedeți că există acolo un brand între astea trei pe care nu am avut unde să îl prind. Și hai să încep cu Roja Dov, pentru că e poate cel mai popular brand de parfumerie de lux. Și aici aș vrea să fac o mică mențiune. Când vorbim despre parfumerie de nișă, parfumeria de nișă se duce într-o zonă foarte artistică. E ca o poezie manifest, e ca o poezie. Da, de fapt asta vreau să spun, că parfumeria de nișă se duce în aceeași zonă în care se duce poezia în literatură. Că într-o zonă foarte îngustă de public. Și într-o zonă în care nu se vizează neapărat prețul și, să zic așa, nivelul acela de eleganță desăvârșită normal și prin partea materială, pentru că asta e, că vrei să ajungi la un anumit nivel de eleganță și de chestii sofisticate în viață, trebuie să ai și niște posibilități financiare. De asta eu nu știu, nu aș încadra Roja Dov neapărat în parfumerie de nișă, ci în parfumerie de lux. Și o să mă explic imediat de ce. Ar fi fost parfumerie de nișă dacă parfumurile lui Roja Dov ar fi fost niște parfumuri așa, nu foarte ușor urtabile neapărat, adică care să necesite un pic de să ai tu un spirit mai poetic, așa, mai aventuros. De când mie Roja Dov mi se pare că este un brand care vizează lumea care caută luxul în orice. Ca atare și sticlele vin încrustate cu cristale Swarovski, de aia doar valoarea sticlei uneori este mare. Și na, mai sunt vorbe în târg, că de fapt parfumurile în târgu, iubitorilor de parfum, că de fapt parfumurile Roja Dov n-ar costa ele în sine prea mult, dar e mai mult poezia care s-a dezvoltat, povestea, literatura care s-a dezvoltat în jurul lui Roja Dov. Roja Dov este un personaj deosebit în lumea parfumeriei. Are o carieră așa, care a arătat că, într-adevăr, omul a fost foarte pasionat de tot ce înseamnă parfum. Acum mulți ani, înainte ca Guerlain să fie preluat ca brand de grupul LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, Roja Dov și-a dorit foarte mult să lucreze în echipa Guerlain. Și a fost ca un fel de picătură chinezească pentru echipa de recrutare de acolo. Ceva dubii, lăsați-mă să-mi păstrez aceste dubii, legate de calitatea strict de creator de parfumuri a lui Roja Dov. Nu contest că este o personalitate în lumea parfumeriei, este un om care în primul rând a stat foarte mulți ani în echipa Guerlain, unde a experimentat foarte mult, a fost ambasador al brandului Guerlain. El a făcut mai mult parte din echipa de comunicare, nu din echipa de creație. Bineînțeles că fiind și o persoană foarte implicată în tot procesul business-ului Guerlain și brand-ului Guerlain, a învățat suficient de mult încât se poate să devină la rândul lui un creator de parfumuri, sau dacă nu un creator, un om care să dea cu ok-ul, cu bifa, da, acest parfum se încadrează în cerințe.
Mie mi se pare că Roja Dov în sine, ca persoană, este un om care stăpânește foarte bine partea asta de relații publice. A știut foarte bine să-și vândă brandul și să se pună pe el înainte. A știut să-și facă un personal branding extraordinar. Când spui Roja Dov, automat te gândești la un prinț al parfumeriei. Eu am aici și una dintre cărțile făcute de el, The Essence of Perfume, Roja Dov, The Master Perfumer's Definitive Guide. Mă bucur să fiu printre norocoșii care am avut ocazia să-l cunosc personal și să primesc și un autograf. Spune că își dedică această carte mamei sale, o iubesc pentru stilul ei și pentru suport și cu partenerul meu, Peter. Nu aș putea să-mi imaginez pe altcineva care să prefer să-mi petrec viața. Da. Roja Dov, așa cum v-am zis, e o persoană care, din punctul meu de vedere, e o... Uitați așa cum arată cartea, ce calitate. Este un personaj care a înțeles foarte, foarte bine industria luxului. A înțeles foarte bine că trebuie să îmbine partea asta de sofisticare la nivel de pregătire intelectuală, dar să știe să și pozeze într-un anumit fel. Și în momentul în care îl vezi pe Roja Dov, înțelegi de ce el mereu cu sacourile lui de mătase sau cu culorile mov sau pe el și mereu cu o atitudine foarte nobilă, dar în același timp foarte jovial. L-am observat ca persoană, îi place să discute, să vorbească și este un foarte bun ambasador al parfumurilor lui. Adică te cucerește, e un cuceritor în sine. Parfumul pe care eu astăzi îl am aici, și anume Reckless, varianta pentru femei, este pur și simplu o deliciozitate. Este genul acela de parfum în care te... deci îți vine efectiv să-l mănânci așa ca miros. Iar din punctul ăsta de vedere, da, el chiar știe să creeze niște parfumuri care efectiv să ți se lipească de suflet. Știi? Adică după ce miroși un parfum de la Roja Dov și dacă e să-ți și placă, pur și simplu rămâi... Mamă, simți nevoia să-l miroși continuu. Cu acesta am dezvoltat așa cea mai mare pasiune dintre cele trei pe care le-am primit de la scent.ro. Și chiar îmi ziceam că la un moment dat, nu știu cum, voi investi să-mi iau și un asemenea parfum, pentru că, așa, doar ca idee, el costă la 50 de mililitri 395 de lire. Grosomodo 400 de euro. Grosomodo 2000 de lei. Nu chiar 2000 de lei, apropo, l-am mai văzut așa pe unele magazine și undeva 1400-1500, oricum e o sumă pe care... cu tot respectul, dar nu o dai atât de ușor din... Na, este un floral sweet, warm, soft, powdery, very sensual, chiar este very sensual. Și am uitat eu pe aici ce mai... da, mi-aș dori, sincer, să pot să-l cumpăr chiar de la Roja Dov de pe site, livrează și în România. Dar mai vedem, să se mai coacă. Deocamdată am alte priorități și bugetul pentru un asemenea parfum este uriaș și sunt convinsă de asemenea că dacă o să-l cumpăr, nu o să-l port doar pe el. Mă mai uitam aici că mi-am și notat câteva chestii, dar am revenit pe site pentru că am pus să văd parte de preț mai ales. Da, spune că parfumul acesta e dedicat unei femei care nu se oprește în a-și lua riscuri, în a face, de a fi, a face chestii riscante, a fi curajoasă, deși nu mi se pare un parfum atât de curajos, să spun. Adică nu îl văd neapărat pentru o femeie care îi place săriștere, așa. Din potrivă, mi se pare un parfum pentru o femeie destul de feminină, destul de... Adică văd aici o femeie care ar fi mereu îmbrăcată în satin, în mătase, în catifea, o persoană așa destul de comodă, adică văd purtând acest parfum genul acela de femeie care îi place mereu să stea într-o cafenea unde este un fotoliu bine pufos, așa, știi, adică nu văd... cel mai mare risc pe care poate și l-asuma o femeie care ar purta un asemenea parfum este, nu știu, să poarte stiletul prin Paris sau să încerce o tehnică nouă pentru ridicarea pomeților. Ceva prea văd, sincer. Se pare destul de copilăresc, așa... are bergamotă, mandarină, portocală, spices, trandafir de maine, roli, benzoin, vanilia și santal. Ce trebuie să știți însă că toate ingredientele pe care
Roja le folosește, are o predilecție în a căuta și asta știu că și la evenimentul la care am avut șansa să merg și să-l ascult, este foarte preocupat de partea de ingrediente și este înnebunit să caute mereu cele mai calitate, cum să vă spun, adică este în stare să, pentru partea de sourcing de ingrediente, să fie așa foarte, și l-am văzut în felul cum vorbea, pasional și așa, adică e destul de implicat pe chestia asta, de asta parfumul miroase într-un mare fel. Da, adică nu este genul acela de parfum dulcișor pe care îl găsim prin Sephora și prin asta și miroase așa bine a bombonică și ne face să ne simțim femeie, nu. E un dulce la un alt nivel, spun. Da. E un parfum pe care, pe de altă parte, puteți să-l purtați și ziua, eu l-am purtat. Adică am mers și la Lidl. Am îmbrăcat în maieu și pantaloni scurți și m-a dat cu reckless, adică nu mai pun nicio treabă. Nu este un parfum atât de invaziv, atât de, nu știu, into your face, care să te, nu știu, să deranjeze pe cei din jurul tău. Bun, asta ar fi Roja Dou. Și avem aici iar un floral ambrat. O să vorbesc un pic despre Clif Christian. Clif Christian este o casă de parfumuri de mare lux din UK, care au primit și dreptul de a folosi simbolul coroanei regale în parfumuri. Tocmai pentru că sunt apreciați pentru calitatea desăvârșită a parfumurilor, precum și a sticlor, au și câștigat, au făcut la un moment dat un ambalaj special pentru, cred că chiar pentru number one, acesta este number one, dar este varianta pentru femei. Și cum se cheamă, a primit și premii, deci a primit și premii pentru ambalaj. E un ambalaj care s-ar părea, deci eu sunt un pic surprinsă că zice de ambalaj că e cu aur, efectiv. Pe de altă parte, prețul de, țineți-vă bine, aproape 800 de euro costă această sticlă. Da, explică un pic. Explică un pic prețul, explică un pic și calitatea. Este 750 de euro, îmi cer scuze. Da, CM800, CM750. Și așa cum v-am zis, e un floral, dar un floral care îmbină la fel ingrediente de foarte bună calitate. Este o vanilie de Madagascar care nicăieri se simte că e ce trebuie acolo. Ce mai este? Ilang ilang, pimento, care în cazul ăsta este ardei, ardei iute, iasomie, carnation, garoafă, trandafir, mosc. Ce să zic? Așa când auzi la prima vedere toate aceste ingrediente, că le vezi că, bă, cam peste tot sunt aceleași. Contează foarte mult calitatea ingredientului și felul în care este dozat. Și asta mi-aduc aminte și când am mai vorbit cu oameni care există, adică fac parte din echipe de creare parfum sau sunt parfumieri, spun așa, că tu poți să ai, cum zicea la un moment dat și Olivier Cresp, că el în tinerețe era foarte agitat, ca și Jean-Claude Elena, să facă din multe, multe ingrediente, știi? Pe când spre sfârșitul vieții, fiecare s-a specializat și a început să înțeleagă că poți face doar din 4-5 ingrediente majore. Depinde cum le dozezi. Să faci niște parfumuri care să surprindă complet. Contează foarte mult cât dozezi din fiecare și care și cum se susține și apoi care sunt notele din spate care susțin o anumită notă. Că asta mi-explica, uite că nu mai rețin, dacă Raluca Vasile sau... În alte discuții pe care Raluca Vasile, printre puține parfumieri din România cu multe certificări, că spunea că tu ca să scoți mirosul ăla de trandafir, nu e ca și cum pui numai uleiul ăla de trandafir. Trebuie să mai pui și alte note în spate care să susțină și, da, ingrediente care vin din laborator. Am uitat să vă spun că mai sunt niște note fructate de piersică și de, măi, mirabel. Că așa în engleză sunt oare bubițele alea albastre, porumbace. Nu știu foarte bine toate denumirile. Da, încep deja să-mi curg ochii, dacă o să mă vedeți înlăcrimată, să știți că nu plâng decât costă acest parfum, ci doar din cauza celebrului polen de ambrozie. Bun. Deci Clif Christian este o casă de parfumuri extrem de prețioasă, în care a câștigat respectul și parteneriatul casei regale din Marea Britanie. Și na, sunt niște niște parfumuri care se diferențiază prin toate aceste aspecte care duc într-o zonă de lux așa maxim. Una peste alta, nu pot să spun că nu-mi place acest parfum, dar nu este genul de parfum, de exemplu ăsta numărul 1 pe care eu să-l port de zi. L-aș purta destul de rar.
Și e ceva care nu-mi place, nu pot să spun ce. Ca atare, dacă da, în Roja Dov, poate aș investi, aș face la un moment dat un credit să fiu acest parfum. Așa, în acesta nu prea. Acesta cred că dacă l-aș cumpăra ar fi doar o chestie strict de orgoliu. Pe care, din păcate, am mai făcut-o în cazul anumitor parfumuri pe care mi l-am cumpărat, doar că am vrut eu să văd cum sunt, am vrut să le am, să pun una pe ele. Dar nu simt, adică nu simt o afinitate, zic, mamă, vreau să mi le iau de mâine. Precum am simțit față de Reckless. Bun. Ce mai vreau să vă spun, că mi-am mai notat aici destul de multe chestii despre Clif Christian, pentru că n-am vrut să vin și cu informații pe care voi să le găsiți mai ușor aici, nu că voi n-ați fi capabili să dați un Google, dar dacă tot m-am apucat să caut eu, să vă zic și vouă. Clif Christian e o casă stabilită în 1999, când designerul englez cu același nume, deci acest Clif Christian, a cumpărat Crown Perfumery, celebra casă de parfum stabilită în Londra în 1872. Așa, și numită așa după ce i s-a dat dreptul de a folosi simbolul coroanei regale de către regina Victoriei ca un semn al calității și al excelenței. Brandul interpretează arta rafinată, aduce la viață 1000 de ani de tradiție de parfumuri. Adică se pare că asta e scopul casei Clif Christian, de a duce în față patrimoniul olfactiv pe care îl are Marea Britanie și atașamentul pe la urmă persoanelor nobile de acolo pentru parfumurile de înaltă calitate. Dacă mai am așa ceva interesant să vă spun, da, până acum sunt în jur de 87 de parfumuri în baza de date Clif Christian, da. Așa, din ce am văzut în zona de în zona de iubitori de parfumuri, nu sunt neapărat numai cuvinte bune despre Clif Christian. Mulți iubitori de parfumuri spun că de fapt sunt doar niște parfumuri overpriced, sunt mult prea scumpe și că e mai mult marketing în spate. Nu știu ce să spun, nu am mirosit suficiente parfumuri de la Clif Christian. Erau într-o perioadă în Madison Parfumery în București, pe calea Dorvanților. Acum s-a mutat Madison Parfumerii undeva în Floreasca, n-am mai ajuns să le miros și nici n-am avut vreo afinitate către acest brand. Bun, cam asta ar fi despre Clif Christian, despre Roja, despre Roja nu știu ce aș mai vrea să vă spun, că mai vreau să vă spun așa un pic despre Roja Dov, că el a fost și un foarte bun om de afaceri, a înțeles foarte bine industria luxului, anii pe care a petrecut în echipa Guerlain, cu Robert Guerlain, a avut el o relație așa, el de fapt a și decis să îl angajeze, a devenit un fel de global ambasador și apoi s-a auto oarecum intitulat profesor de parfum. Acum, nu știu, nu pot să-mi dau seama. El a stat vreo 20 de ani la Guerlain, sunt convinsă că o persoană care stă 20 de ani totuși într-o poziție destul de bună, adică nu era un vânzător sau un asta, era totuși în echipa de ambasador, de PR, de comunicare, a avut acces la foarte multe informații și a înțeles foarte bine industria parfumeriei și în același timp el a și fost, a avut de mic chestia asta, pentru că mi-aduc aminte și la prezentarea la care am fost, unde el a vorbit, a spus că întotdeauna își va aduce aminte relația asta pe care o a avut-o cu mama din perspectiva parfumurilor. Și asta am observat la foarte mulți mari creatori de parfumuri. Faptul că ei au descoperit la un moment dat pasiunea asta pentru parfumuri în relație cu mama. Adică mama care mirosea un anume parfum. Și îmi povestea Roja Dov că, nu știu cum, venea mama seara și îl pupa pe obraz și avea un anumit parfum. Și parfumul acela i-a rămas efectiv pe creier și întotdeauna a încercat să îl redea. Da, iar într-adevăr Roja Dov s-a și implicat în foarte multe proiecte de-astea, a colaborat pentru diverse strângeri de fonduri, pentru a da premii pentru diverse industrii, a fost la un moment dat în parteneriat cu Manolo Blahnik în a dona premii pentru Terence Higgins Trust Fundraiser. El practic și-a început afacerea, cred că destul de târziu, din ce știu că am notat eu pe aici,
Exact, founded in London 2011, deci fondat în Londra, Roja Parfum is a perfumery house, este o casă de parfumerie cu o un eritaj, cum să trans cu o moștenire importantă de cum se cheamă, British, de esență de asta britanică. Și na, el are și un magazin foarte deosebit, are un stand deosebit în celebr magazin Harrods din Londra, unde am înțeles că se poate întâmpla ca din când în când să vă intersectați chiar cu el acolo în magazin. Vă dați seama, dacă l-ați prins, v-a făcut praf că trebuie să cumpărați ceva. Da, despre Cliff Christian nu știu ce să vă mai spun mai multe, așa că trecem la Henri Jacques. Henri Jacques Dorylène, un parfum care efectiv aici ce am eu este varianta de esență, 15 ml. El este, parfumul acesta este și cel mai costisitor, am impresia, dintre cele trei. Eu am impresia că aceste case britanice au o chestie pentru... Deși Henri Jacques, de când dau seama dacă Henri Jacques... Nu cred că este englezoi el, că nu i-am studiat, nu m-am gândit să-i studiez și partea aceasta. Este un floral fresh. Ce are extraordinar? Lily of the Valley, Ylang Ylang, White Lily, Fresh Rose, Freesia, Yasomie, Iris, Magnolia. Este cel mai frumos floral pe care eu l-am mirosit în viața mea. Știu că în momentul când l-am deschis, se simțea deja puțin și apoi când l-am aplicat pe piele, e... Asta chiar e poezie, parfumul ăsta. Asta chiar e poezie. E un floral care în același timp este și simplu, dar este și te râcă așa puțin. Adică îl miroși și spui, Doamne, ce flori sunt aici. Băi, dar am mai mirosit undeva florile astea. Da, așa arată sticluța, așa cum am zis, esența de 15 ml. Inclusiv sticluțele sunt făcute în Franța, esențele sunt doar de foarte, foarte bună calitate. Firma este a lui Henri Jacques și soției și cu soția sa, cu iubita sa, cred, nu știu, a fost lansat în 2014 acest parfum. Henri Jacques a fost fondată în 1975 de Henri Cremona și de atunci brandul a creat doar parfumuri iconice pentru o clientelă desăvârșită. Din ce am înțeles, și el și ea, acești doi oameni din spatele acestui brand, sunt oameni îndrăgostiți de artă, de partea aceasta estetică a vieții. Ui, suntem la o casă franțuzească. Deci, eu am fost luat acum așa pe sus. Cliff Christian, Rojadov, toți ăștia cu British touch. Acum nu, e vorba de o casă franțuzească prin excelență. Și am aici un articol din 2022 care povestește un pic povestea dintre Henri Jacques Cremona și iubita lui și cea care a devenit apoi soție. Iar acum, de exemplu, la conducerea companiei este fiica lor care continuă această tradiție și nebunia, pentru că am înțeles că ei au fost extrem de pasionați de tot ce înseamnă ingrediente de foarte bună calitate. Iar, deci, compania este bazată în sudul Franței, în Gras. În Gras. Când spui Gras, spui tot. A fost fondată în 1975. Iar Henri Jacques, adică, de fapt, cum se cheamă numele lui fiind Henri Jacques Cremona, a fost foarte pasionat de călătorii și așa e și povestea că, de fapt, el a fost fascinat de tot felul de ingrediente pe care le-a găsit, nu știu ce, de ce călătorea, probabil avea omul vreo altă afacere, despre asta nu am găsit încă suficiente informații. Și împreună cu Yvette Cremona, Henri a dezvoltat un brand pe care chiar l-au adresat doar oamenilor care sunt cu adevărat iubitori de parfumerie artistică. Hai să zic că cred că pe ăsta l-aș încadra la nișă, nu doar parfum de lux. Ce aș vrea să adaug, că dacă sunteți foarte mari iubitori de nota de lăcrămioară, parfumul acesta știe să scoată, practic, dulceața aia din aroma de lăcrămioară. Gândiți-vă un pic, dacă ați mirosit lăcrămioară, sigur ați mirosit.
vine întâi mirosul la proaspăt, după aia vine așa ca un miros de nectar. Ei, nectarul ăla rămâne, mi se pare mie, din nota de, de lăcrămioară. Da, e un parfum floral, v-am spus, este cel mai frumos parfum floral pe care l-am mirosit vreodată. M-am mai gândit așa la toate parfumurile pe care le-am mirosit de-a lungul timpului. Cred că mai îmi place foarte mult ca floral cu totul deosebit Chamadul, Chamad de la Guerlain, care are notele alea de trandafir. Are par dubioase așa pentru unii, dar e altă treabă acolo. Adică mirosind chestia asta m-am dus la Chamad și la Anahema cu gândul. Acolo m-am dus. Se pare că e din zona aceea ca parfum. Și acest parfum nu este deloc accesibil, vreau să spun așa, și anume chestiuța asta mititică la 15 ml, care de fapt este esența, costă 750 de euro, pardon, 630, îmi cer scuze, apoi tot din varianta, adică el vine așa în format, Les Essence, și care este cu de tip cu dop, se ia cu dopul și se aplică. Da. Deci nu e cu spray, cu pulverizator, da, să iau și așa. E genul acela de flacon, cum aveau doamnele odată, luai ăsta și te dădeai așa pe după gâdea. Nu, să știți că acum foarte mulți ani ați pulveriza așa parfum, era ceva, un gest la care o femeie nici nu s-ar fi gândit să îl folosească atunci când vrea să folosească un parfum. Dacă îl vreți tot așa, în variantă de 30 de ml, este 1000 de euro. Iar dacă îl vreți în varianta Le Brume, 75 de ml, adică și cu variantă de pulverizare, dar și e foarte interesant ambalajul la Brume. Îl poți și pulveriza, dar poți ridica și dopul ca să te dai. Au un dop foarte șmecher, ăla este doar 630 de euro. Da, și s-ar părea că e și varianta mai ușoară a acestui parfum. Bun. Am făcut acest clip despre trei parfumuri, nu prețioase, ci extrem de prețioase, odată din punctul de vedere al ingredientelor, al istoriei din spatele lor. Ce aș vrea să spun este așa, că între iubitorii de parfumuri există, aș identifica așa două clase. Sunt acei oameni consumatori foarte mari care stau cu mult parfum, layering, azmă, fâs, și cu ăsta, și cu ăsta, nu știu ce, și apoi sunt cei care, într-adevăr, colecționează parfumurile ca niște obiecte de artă. Cred că aceste trei parfumuri se adresează acestora din urmă. Astea nu sunt parfumuri care se dea în exces, în primul rând pentru că toate au o amprentă olfactivă foarte stabilă. Adică, sincer, dacă eu primesc vreo întrebare despre aceste trei parfumuri, dacă sunt persistente, o pun pe Panda să fac clipul data viitoare, pentru că am mai pățit să fac prezentări de astea de parfumuri care intră în zona aia de super luxury și așa, să fie o întrebată, dar sunt persistente? Sincer, oameni buni, altă întrebare nu mai aveți pentru parfum. Dar ca să împac pe toată lumea, la aceste parfumuri nu se pune problema de persistență. La aceste parfumuri vorbim de amprenta lăsată pe piele, care într-adevăr se schimbă, se transformă și devine așa, una cu mirosul tău natural. Eu m-am dat doar cu un fus azi dimineață de Clif Christian sau din acesta este suficient. Efectiv am luat cu dopul și am venit și am dat așa după ureche și a doua zi părul meu era impregnat și miroseam extrem de bine. Dar nu era cu proiecție în jurul meu, adică nu mă simțea și vecina de la etajul următor. Și arta parfumeriei rafinate, despre asta este vorba, să se simtă foarte bine în spațiul tău personal până la jumătate de metru, dar apoi nu mai e cazul. Iar un parfum care devine prea invaziv și deranjează pe ceilalți nu mai intră în zona de parfum sofisticat, ci intră în zona de pur comerț. Vreți să bubuiți? Păi luați-vă parfumurile astea răbești care sunt acum pe toate tarabele, în toate mall-urile, pe insulițe, de-alea, parfumurile alea care când treci pe lângă ele, am aminte când trec la mall, pe lângă un stand mai geisha, mi se vine să vomit. Îmi cer scuze, dar miroase atât de tare de... Și nu că miroase tare, miroase invaziv, dur, vorba copilului meu, mami zice că miroase a insecticid. Deci astea intră clar în zona parfumeriei de artă. Iar dacă aveți ocazie să mirosiți asemenea parfumuri, nu vă opriți,
chiar dacă nu vi le permiteți neapărat să vi le cumpărați, sunt o experiență care o să vă ajute să vă și educați pe parte de parfumuri și mirosuri și așa mai departe. Bun, ăsta a fost clipul meu despre cele trei parfumuri de lux. Îi mulțumesc încă o dată lui Scent.ro pe voi, vă invit să îl urmăriți pe Instagram pentru că Florin postează mereu, are postări foarte mișto și poze cu parfumuri de-a dreptul deosebite și multe parfumuri vintage o să vedeți pe feed-ul lui. Și da, voi dacă mai aveți întrebări și alte nelămuriri, știți unde să le lăsați, bineînțeles dacă YouTube va binevoi să ne lase comentariile deschise.